Bun, acum știți că am mai discutat noi într-o altă emisiune. Erau oameni nemulțumiți că nu asfaltați străzile. Și exact pe străzile pe care cereau ei asfalt, era acolo s-a început canalizarea. Acum, din câte știm noi, la Ivești, la Drăgănești, mai spre Tecuci încolo, se sparge asfaltul ca să poată să pună canalizare, nu? Sau mă înșel eu. Și atunci nu e o gaură, până la urmă, în bugetul local, cumva? Păi, Adică... cei care n-au înțeles și au dorit neapărat să asculte de ce vrea poporul, acum stau și se uită cum se sparge canalizarea, conducta principală este pe mijlocul străzii. Străzi, da. Dar se fa la racorduri, când se racordează fiecare gospodărie acolo, se face praf acest asfalt și poți să-l crăpești că nu mai ai ce să-i mai faci, Nu, mai care a trebuie fost? turnat din nou. Înțeleg leștenii problema Au respectivă, cei înțeles, care da. sunt cu picioarele pe pământ, dar mulți rămân tot nostalgici după asfalt. Păi, asfalt, dar punem canalizare și după aia asfalt. Nu e logic, așa se ia. Infrastructura Vedeți are o... dumneavoastră că și cei de la Uniunea Europeană ne-au lăsat, ne-au dat bani pentru asfalt, pentru renovarea statului asfalt și acum vii și să-l spargi și să pui cele utilitățile principale Și care se nu... află în pământ. Că n-am Da, văzut normal. vreo rețea de canalizare și apă aeriană. Păi eu știu, faceți Asta. un parc acvatic. Și să, păi le faceți pe plac. La... Deci cu canalizarea, până la urmă, sunteți pe drumul cel bun, sunteți în Suntem pe grafic, drumul da? cel bun, așteptăm, mai avem o prelungire pentru 2014, dar știți, am fost în contestații 18 luni, iar lucrarea trebuie să o terminăm în 16 luni. Mare Ah. problemă este și cu Cu contestație. contestațiile pe care le fac unii agenți economici doar din dorința de a câștiga un proiect ca ulterior să-l subcontracteze și Corect, e o practică la populația să România. stea să sufere. Bun, dar nu găsiți o variantă. Acum aveți un deputat acolo de Liești, nu mai Liești, dar l-aveți din comunitate, pe George Scarlat. Dom'le, spuneți-i problema să meargă la guvern, să fie inițiatorul unei legi care să sancționeze cumva pe cei care fac contestații nefondate. Adică tu dacă ai o Dar gogoșerie și vrei să faci contestații, că vrei să subcontratezi lucrarea și blochezi un proiect al unei comunități, să fii tras la răspundere pe treaba asta. actualul guvern chiar lucrează la așa ceva. Am avut discuții cu domnul deputat și când și dânsul era cu mine la primărie, ne loveam de această chestiune și care n-am îmbrățișat-o niciodată, dar ca să schimbe o lege durează mai mult. Iar domnul deputat, totdeauna am avut încredere în el și are mai multe lucruri bune de făcut pentru colegiul său, în care se află și comuna Liești. Am văzut că participă la tot felul de activități, adică nu refuză nimic. V-am văzut împreună și la Târgu de Toamnă. Domnul Jașcu, suntem tineri și suntem pentru cetățenii comunei.